Pentru toți cei care doresc să asculte cuvântul Domnului, în această zi m-am gândit că ar fi bine să ne oprim către un erou al Domnului, un om care a fost trimis de Dumnezeu să alerge pe căldură, în deșert. Un om care, atunci când Dumnezeu a venit la el și i-a spus am o misiune pentru tine, știu că afară e cald, știu că alții în jurul tău acum se bucură, sărbătoresc, am nevoie de tine pentru o lucrare importantă. Care e, Doamne, lucrul acesta? Păi trebuie să alergi în deșert. Păi asta e o lucrare importantă, chiar așa, acum mă duc la jogging? Nu, nu e chiar așa. O să vorbim despre un erou al Domnului din Fapte, capitolul 8. În Fapte, capitolul 8, se întâmplă un macaz, o schimbare în istoria cărții Faptelor Apostolilor. Dacă vă aduceți aminte, la începutul acestei cărți, spune Scriptura în felul următor: îmi veți fi martori, unde? În Ierusalim, după care spune așa, în Samaria. Problema este că nu prea se întâmplă treaba asta. Până în momentul de față, toată lumea stătea bine mersi, unde? La Ierusalim. Erau mulți, era fericire, era bucurie, era har, cum spunem noi. Comunitatea credincioșilor prospera și nimeni nu vroia să se ducă în Samaria. Nimeni nu vroia să meargă până la marginile pământului. Și atunci Dumnezeu îngăduie să se întâmple o prigoană. Începe această prigoană prin uciderea lui Ștefan, îmi cer scuze, aveam un lapsus. Și după acest eveniment, Scriptura ne spune cum doi eroi apar în scenă. În capitolul 8 din Fapte apar doi eroi. E un erou negativ și un erou pozitiv. Amândoi acești eroi sunt neobosiți, gata de sacrificiu și fac ceea ce cred ei că este corect înaintea lui Dumnezeu. Unul este Saul. Saul spune că așa de multă râvnă avea că după ce a fost acolo în prezența celor ce l-au omorât pe Ștefan, a continuat această persecuție, spunând, intrând în case peste oameni, începând să aibă o acțiune foarte virulentă împotriva credincioșilor. În acest context, credincioșii, spune Scriptura, că au început să se împartă în toate direcțiile, însă nu oricum, ci spune Scriptura așa că ei, când erau izgoniți din Ierusalim, oriunde se duceau, mergeau și vorbeau despre numele Domnului. Dintre toți aceștia care vorbeau despre numele Domnului, urmează un om despre care Scriptura ne spune că îl cheamă Filip, unul dintre diaconii aleși în Fapte, și acest om al lui Dumnezeu face niște lucruri extraordinare în acest capitol 8. În prima parte a capitolului 8 ne spune Scriptura cum el se duce în Samaria, vorbește samaritenilor despre Hristos, le vestește Evanghelia, este surprins de numărul mare de oameni care îl caută pe Dumnezeu, care vor să cunoască mai mult despre Dumnezeu, astfel că vești despre lucrarea sa ajung la Ierusalim, Ioan și Petru vin să-i dea o mână de ajutor, frații dintr-o dată în Samaria încep să se simtă ca la Ierusalim, iar este har, iar este bucurie, Dumnezeu salvează pe oameni, Saul încă n-avea autoritate în afara Ierusalimului să facă ceea ce făcea în Ierusalim, și până să se întâmple ca frații să se bucure, Scriptura spune așa,
Și mie îmi place foarte mult felul în care începe acest pasaj din Scriptură despre care vreau să vorbesc. Spune că un înger al Domnului, în capitolul 8, versetul 26, a vorbit lui Filip și i-a zis, scoală-te! Scoală-te! Păi da, când mă odihneam și eu, când mă bucuram și eu că acum am bine, tocmai ce am fugit din Ierusalim, am plecat de frică că cine știe ce puteam să pățesc. Aveam și eu poate soarta lui Ștefan. Ajung în Samaria și am parte de un relief, de o odihnă, de o bucurie. Mă bucur în Domnul de ceea ce Dumnezeu lucrează. A venit și Ioan, a venit și Petru aici, deja mă simt ca acasă. Totul e bine din nou. Mă gândesc că așa de mult seamănă acest mesaj al îngerului cu îngerul pe care a venit să-i vorbească lui Iosif, tatăl Domnului Iisus Hristos, care tot la fel, când se așeza într-un loc, când zicea că gata, e bine, în sfârșit suntem și noi o regulă, vine îngerul și spune, scoală-te, stai puțin. Acest erou al Domnului din Fapte 8, uitați-vă la el, spune așa, îngerul îi spune, scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza, care este pustiu. Și numai că era pustiu în sensul în care nu umbla nimeni pe acolo, pentru că umbla pe acolo lumea, pentru că oamenii pe acolo plecau către Egipt și către Africa. Acela era drumul pe care se mergea când plecai din Ierusalim către partea de sud a lumii. Dar era pustiu și era cald. Și noi astăzi umblăm la tricou, la mânecă scurtă, la pantalon scurt poate, nu? Dar oamenii pe vremea aia nu umblau chiar așa. Până și astăzi îi vedem cum se îmbracă, nu? Haine lungi, nu chiar cele mai confortabile haine. E ceva foarte straniu în textul biblic, dacă ne uităm cu atenție. Scriptura spune că îngerul se duce la Filip și îi spune, Filip, scoală-te și du-te spre miază zi. Îi spune drumul, îi spune locul unde să ajungă și când ajunge acolo, îi spune, uite, vezi acolo în depărtare pe cineva? Vezi că carul ăla trebuie să-l ajungi. Trebuie să-l prinzi din urmă. Acum, nu știu dacă v-ați gândit la acest episod, Scriptura spune la sfârșitul acestui pasaj că după ce și-a dus la îndeplinire misiunea Filip, Dumnezeu a trimis din nou pe înger și îngerul l-a răpit. Pur și simplu, la un moment dat, famenul l-a văzut și dintr-o dată spune că s-a văzut nevăzut. Și spune Scriptura că îngerul l-a răpit. Păi dacă îngerul l-a răpit și l-a dus unde trebuia să se ducă, îngerul nu putea să-l ducă și unde trebuia să-l ducă din prima? Vedeți, există o parte a lucrării pe care o facem noi și există o parte a lucrării pe care o face Domnul. Nu înseamnă că Dumnezeu nu știe cum ar trebui să facem lucrurile. Eu doar observ că Dumnezeu a lăsat o parte din lucrare pe care să o facă omul și apoi o altă parte de lucrare a făcut-o Dumnezeu. Dar este corect să înțelegem că Dumnezeu care l-a răpit atunci când s-a terminat lucrarea, putea să-l și ducă. Să-l facă pe Filip aterizator, să aterizeze direct cu parașuta în carul famenului. Încă mă gândesc, încă nu știu exact cum să interpretez, cum arată un om care aleargă după un car și omul ăsta din car, bănuiesc eu că văzând pe ăsta că aleargă după el, zic că stai mă, stai să iau, oprește-mă. Deci, care e treaba, ce se întâmplă? Pentru că cumva există o problemă în felul în care inițiem un dialog, în felul în care
discutăm despre Dumnezeu. Pe mine acest subiect și acest episod m-a interesat din două puncte de vedere. În primul rând, pentru că mi s-a părut foarte asemănător cu ceea ce trăim noi astăzi. Acum, în momentul acesta, e cald, poate nu vrem să facem un efort suplimentar, fie de a merge la biserică, fie de a face o lucrare a Domnului. Și ne uita acest om la Dumnezeu, care atunci când Dumnezeu spune, scoală-te, se scoală, și Dumnezeu îi spune, du-te pe un drum, și spune ce drum e, drumul ăla nu era chiar așa de aproape. Dacă vă uitați pe hartă, o să vedeți că e ceva de mers. Și după ce ajunge la destinație sau în apropierea destinației, îți spune, Filip, știi de ce te-am chemat eu până aici? Eu am o treabă cu tine, trebuie să vorbești cu omul acesta. Și omul acesta nici măcar nu e aici unde ești tu. Uite, e în fața ta, trebuie să alergi după el să-l prinzi. Acum, haide să fim cu toții, să fim de acord cu ceva. Duhul Domnului și Îngerul care l-a chemat pe Filip, dacă îl chema cu câteva minute mai repede, nu? Filip ajungea la timp și nu trebuie să alerge după car, nu? Și totuși, Filip este eroul acestui capitol. Filip este omul prin care Dumnezeu lucrează în acest capitol. Filip merge înainte, vorbește despre Dumnezeu, apostolii care sunt mai mari decât el, vin și continuă lucrarea pe care el o face. El merge și sparge, rupe, desface legăturile, după care apostolii vin și construiesc în urma lui. Filip este chemat de Dumnezeu și spune, Filip, hai că avem o treabă. Și după ce ajunge, spune, Filip, nu destul ai alergat până acum, mai ai o treabă, apucă-te și mai continuă de alergat că te să-l prinzi pe ăsta din urmă. Cumva e și incorrectă treaba asta. Ăla stă în car, Filip al nostru aleargă. Parcă, Doamne, dar dă-i niște apă, dă-i, ajută-l. Fii și tu cu el, parcă cumva situația este inegală. Și poate că uneori în viața noastră spirituală tot așa ni se par lucrurile. Că situația este inegală, parcă în jurul nostru toate lucrurile ne sunt potrivnice. E cald, trebuie să alergăm, trebuie să facem niște eforturi suplimentare, n-am avut suficient timp să ne odihnim, parcă dintr-una fugim în alta, niciodată n-apucăm să fim noi, să zicem așa, lesne, să stăm așa ușor, să facem lucrurile în tihnă, ardelenește. În Biblie, lucrul acesta se întâmplă așa mai ca în Oltenia, mai pe repede, un pic înainte. Și Filip trebuie să alerge și îmi place foarte mult cum se întâmplă acest dialog. Și dialogul ăsta nu ar avea cum să se întâmple niciodată într-un alt context. Ia gândiți-vă, de exemplu, că Filip n-ar fi fost trimis de Dumnezeu să vorbească cu cineva pe un drum pustiu. Ci Filip se scoală de dimineață și iese pe stradă și pe oameni în timp ce merg pe stradă la muncă sau la treaba lor sau unde se duc ei sau la piață, îi întreabă, știi tu ce scrie în Isaia? Nu știu ce scrie în Isaia. Păi uite, în Isaia spune despre o oaie care e dusă la tăiere și ca un miel. Știi tu ce înseamnă asta? Păi nu știu, nici mă interesează. Și dintr-o dată dialogul ăsta se oprește și nu merge nicăieri, pentru că nu are niciun sens. Vedeți cum tot acest dialog are sens pentru că Dumnezeu l-a trimis pe Filip să răspundă unei nevoi. Poate că uneori în viața noastră suntem dezamăgiți de faptul că vorbim lucrurile lui Dumnezeu unor oameni care, evident, nu sunt dispuși să le asculte. Care n-au urechi pentru așa ceva. Sunt oameni care nu au întrebările acestea. Sau sunt oameni care au alte întrebări. Și noi răspundem la întrebările pe care ei nu le caută. De care nu sunt interesați.
O, cât de diferit ar fi răspândirea Evangheliei. Dacă am avea o relație personală cu Dumnezeu, încât Duhul Domnului, Îngerul Domnului, să vină la noi și să ne spună să mergem să vorbim cu persoana potrivită la timpul potrivit. Cum ar fi fost acest dialog dacă Filip s-ar fi dus pe un drum pustiu în timp ce famelul acesta mergea din Gaza către Ierusalim? Până să ajungă el la Ierusalim, până să citească el în Scriptură, până să aibă aceste întrebări. Răspunsurile lui Filip ar fi fost niște răspunsuri pentru un om care nu avea acele întrebări. Cred că aceasta este una dintre problemele pe care le avem și le vedem astăzi din ce în ce mai stringent. Trăim în jurul unor oameni care nu își pun problemele pe care le punem noi. Sau din ce în ce mai puțin își pun aceste întrebări. Suntem chemați de Dumnezeu, unu, să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne trimită la oamenii cu întrebările potrivite. Oamenii care sunt dispuși, disponibili să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Există acești oameni. Nu sunt așa de mulți. Ia gândiți-vă la acest apostol. Spun apostol pentru că el era un deschizător de drumuri. Prin felul în care lucra. Acest diacon Filip. El este luat din Samaria, unde toată lumea era dispusă să asculte, unde oriunde deschidea gura să vorbească, toată lumea era dispusă să asculte, și dintr-o dată merge într-un loc în care este unul singur, care poate vrea, poate nu vrea să asculte. La unul singur. Dar vedeți cum este? Dumnezeu l-a trimis ca un agent secret, ca un trupă comando, la o misiune specială, un om special, care l-a trimis să își ducă la îndeplinire misiunea și i-a dat niște coordonate foarte clare. Trebuie să mergi pe drumul ăsta, trebuie să-l prinzi pe omul ăsta. De aici încolo o să știi tu ce de făcut. Și era simplu, pentru că abilitatea lui Filip ne spune în Fapte, capitolul 8, era că oriunde mergea, el vorbea despre numele Domnului. Și atunci când întrebarea a venit, despre cine vorbește omul acesta, prorocul? Despre sine sau despre altul? Și cel mai mult îmi place altceva. Spune așa, uitați-vă la Filip cum întreabă. Filip se întâlnește cu acest om și îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Acesta era un om foarte educat. Era un om bogat, era un om cu căutări, un om care a fost dispus să plece departe de locul lui, unde lucra, unde activa, pentru a ajunge la Ierusalim. Cum a auzit el de Ierusalim, cum s-a gândit să ajungă la Ierusalim, nu știm. Dar ce știm este că Dumnezeu a onorat efortul acestui om. Un om care a plecat de unde era el, într-o călătorie importantă, lungă, chiar periculoasă, pentru a îl descoperi pe Dumnezeu. Și aproape că ar fi putut pleca acasă înapoi fără să-L cunoască pe Dumnezeu. M-am gândit și la altceva. Ce s-ar fi întâmplat dacă altcineva i-ar fi răspuns această întrebare? Credeți că Saducheii și Farisei i-ar fi dat răspunsul pe care i-a dat Filip? Nu? Cu siguranță că nu. Dacă nu credeți, uitați-vă Faptele Apostolilor să vedeți cam ce discuții aveau Saducheii și Farisei cu privire la Iisus.
cu Ioan și cu Petru. Dumnezeu onorează călătoria acestui om. Și noi trebuie să fim conștienți că în ziua de astăzi, Dumnezeu încă lucrează în mintea și în inima multor oameni. Numai că de multe ori acești oameni ne sunt departe, sunt inaccesibili, nu-i cunoaștem. Și o lucrare supranaturală a Dumnezeu ar fi tocmai aceasta. Și dacă ar fi ceva ce mi-ar place ca să se întâmple din ce în ce mai mult, ar fi aceasta. Ca Duhul lui Dumnezeu să vorbească sufletelor noastre și să ne trimită la omul potrivit, la locul potrivit, în momentul potrivit. Pentru că atunci când se întâmplă aceste lucruri și când omul care ajunge acolo e pregătit să vorbească cuvântul lui Dumnezeu și să-l explice corespunzător răspunsul inevitabil pe care îl vedem este: uite apă! Ce mă oprește să fiu botezat? Vedeți? Nu a fost o discuție că a venit Filip: bă, Filip, uite ce m-am gândit eu, ți-am povestit despre Evanghelie, ce ar fi dacă te-ai botezat tu? Și să zică: da, cred că ar fi o idee bună. Ci până să ajungă Filip să-i povestească famenului, acest om deja face legătura în mintea lui, înțelege planul lui Dumnezeu pentru viața lui și spune înaintea lui Filip, spune: uite aici, apă, într-un loc de deșert. Dumnezeu îl trimite pe Filip să se întâlnească cu acest famen chiar înainte să ajungă pe lângă apă. Nu știu cât i-a luat timp lui Filip, că spune că s-a urcat în car, în sfârșit s-a odihnit și el. Hai că acum deja merge la clasa întâi. Vedeți, asta e un alt beneficiu. Dumnezeu, după ce te duce și te aleargă dintr-un loc în altul, poate te duce să vorbești despre numele Domnului unui om cu stare financiară. Și pentru câteva momente stai și tu la clasa întâi. Stai și tu la clasa VIP. Ieși și tu acolo, bei apă rece și niște înghețată. Filip vorbește famenului și chiar înainte să treacă pe lângă o apă, într-un loc pustiu. Și atunci când vede apa, acest om înțelege, știe care este planul lui Dumnezeu privire la el. În momentul acela, famenul primește botezul și în momentul acela, Evanghelia a fost rostită, misiunea a fost îndeplinită, Filip este răpit. Și cel mai important este ce se întâmplă cu Filip după ce este răpit. Pentru că spune așa: când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la Azot, unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Păi stai, mă, Filip, dar acum nu ne odihnim și noi un pic? Vedeți, un om care înțelege planul lui Dumnezeu, un om care înțelege economia situației, care înțelegea care era urgența, în momentul acela, toți credincioșii din Ierusalim părăseau Ierusalimul de frică, dar ca urmare a părăsirii Ierusalimului ajungeau în alte locuri și vorbeau despre Evanghelie. Ca urmare a acestui exod din Ierusalim, o să vedem că centrul creștinilor, ca să zic așa, se mută în Antiohia. Și de acolo începe să fie un centru puternic misionar,
de unde oamenii vor fi aleși de Dumnezeu să meargă să vestească Evanghelia, după cum spune în Faptele Apostolilor, până la capătul pământului. Aceasta este un capitol, un capitol din Faptele Apostolilor. Cum am mai spus cândva, faptele Duhului Sfânt prin oameni. Cum lucra Dumnezeu? Doi eroi, amândoi la fel de tari, amândoi la fel de ambițioși pentru care Dumnezeu. Unul era Saul, care a avut un succes inițial destul de puternic, așa de puternic că spune că a primit după aia scrisori să ducă mai departe. Era bun, ăsta era campionul lor. Și pe de cealaltă parte era campionul lui Dumnezeu, Filip, care aleargă dintr-o cetate în cetate neobosit, pe căldură, pe arciță, el nu stă să se plângă, nu stă să negocieze cu îngerul, Doamne, dar un concediu, cam pe când? Când vine weekendul? Primesc pentru asta dublu? Pot să mă gândesc după aia, când mă așez și eu la biserica mea? Când stau și eu liniștit? Când se termină lucrarea asta? Acestea sunt întrebările pe care Filip nu le pune. Filip este omul acțiunii, un om care se duce. Întrebarea pe care ar trebui să ne punem noi astăzi. Și cu aceasta voi încheia pentru că timpul este trecut. Nu cumva, oare Dumnezeu nu ne vorbește ca lui Filip? Pentru că știe că nu vom răspunde ca și Filip? Aceasta este întrebarea pe care trebuie să ne punem noi astăzi. Oare nu cumva Îngerul Domnului la noi nu vine? Pentru că știe că își bate capul degeaba cu noi? Că n-are cui vorbi? Fie că nu suntem dispuși să plecăm, fie că nu suntem dispuși să vorbim, să explicăm cuvântul lui Dumnezeu cuiva. Dar vă spun sigur, absolut sigur, nu există să nu existe oameni care să-L caute pe Dumnezeu. Și vă spun din ce cauză. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, că cuvântul Domnului pleacă și nu se întoarce înapoi fără rod. Că rodul acesta vine în urma unei suferinți, că vine în urma unei încercări, că vine din cauza unui accident, că vine din cauza unor alte circumstanțe în viața unui om. El se întoarce înapoi cu rod. Există în permanență oameni care sunt dispuși să audă cuvântul lui Dumnezeu. Numai că mă tem că nu sunt așa de mulți Filipi care să asculte chemarea Domnului, să fie dispuși să plece din locul lor de confort, să facă călătorii, eforturi, cheltuieli, pentru a ajunge într-un loc în care nu pare că ai avea vreo mare succes. Păi, Doamne, numai mult am succes eu aici, în Samaria, unde uite cât de mulți oameni se întorc la Domnul. Unde mă trimis pe mine pe un drum pustiu? Aceasta este întrebarea pe care mi-am pus-o eu atunci când am citit acest text. Oare care este problema? De ce astăzi aceste lucruri nu se mai întâmplă la fel? Ce este întrebarea cu care aș vrea să rămânem în săptămâna care ne stă în față? Să nu încercăm să ne răspundem această întrebare repede și ușor. Să lăsăm această întrebare timp de măcar o săptămână să ne cerceteze. Să stăm înaintea Domnului cu această întrebare și să ne gândim. Oare chiar nu mai are Dumnezeu pe nimeni pe care să-L învețe, să-L aducă către Dumnezeu? Sau noi suntem motivul pentru care nu ajungem la oamenii aceștia? Haideți ca în momentele în care urmează să ne ridicăm înaintea Domnului. Și haideți să ne ridicăm în picioare. Și să ne rugăm Domnului, să ne gândim acest om, Filip,
Un om care este chemat de Dumnezeu, care atunci când este chemat de Dumnezeu ascultă, care nu se plânge. Poate odată ar trebui să discutăm despre ascultare din cartea Iona. Cândva o să avem această ocazie și o să vedeți acolo ce contraste există față acest om Filip. La Filip vine îngerul, Dumnezeu îi vorbește, îngerul execută și ca urmare a felului în care Dumnezeu lucrează prin Filip, vedem acest capitol scris. Dumnezeu a scris despre Filip și nu a scris despre alții, pentru că alții nu au făcut așa lucruri extraordinare. Pentru că alții nu au făcut aceste lucruri. Dumnezeu a scris despre cei care au făcut. Despre cine să scrie despre cineva, nu? Dumnezeu a scris despre Filip. Scriptura spune așa că în ceruri se scrie o carte. Oare în cartea asta lui Dumnezeu care se scrie, vrem să se scrie despre numele nostru și să punem acolo numele meu? Că se cheamă Andrei, că se cheamă Daniel, cum îl cheam, cum ne cheamă pe noi? Am vrea noi să avem și noi acolo un capitol în care să scrie faptele Duhului Sfânt prin fratele, prin sora. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului. Doamne, înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, te binecuvânt.